Rezultatele provizorii de la Evaluarea Națională 2023 au fost publicate în această dimineață pe site-ul Inspectoratului Școlar, dar și la sediile școlilor din județ. În județul Hunedoara, necestani s-au înscris la examenul de evaluare națională 2698 de absolvenți de clasa 8-a. Peste 95% dintre aceștia s-au și prezentat la examen, iar dintre ei 1986 au obținut medii de peste sau egale cu 5. La polul opus, 6 elevi din Deva și Hunedoara au obținut media 10 la evaluarea națională. Pentru prima dată după 20 de ani, media finală de la evaluarea națională este 100% media de admitere la liceu. De asemenea, pentru al patrulea an la rând, numele elevilor sunt anonimizate, fiecare elev având un cod propriu pe care îl poate accesa ca să-și afle notele și media de la evaluare. S-au înscris la examenul de evaluare națională 2798 de absolvenți de clasa 8-a. Prezenți au fost 2664, asta înseamnă o prezență de peste 95%. Dintre aceștia, 1986 de elevi au obținut medii peste 5 sau egale cu 5 la examenul de evaluare națională. Și totodată ne bucurăm foarte mult că avem 6 elevi care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, 5 sunt din Deva și un elev din Hunedoara. Suntem mândri de ei și îi felicităm. Tuturor le dorim succes în continuare, pentru că după ce se finalizează și etapa de contestații, urmează să se înscrie la liceu conform calendarului de admitere. Eventualele contestații se pot depune astăzi până la ora 19 sau mâine între orele 8 și 12 la centrul de examen.